europarlamentari și eram cu alb cu toți, uite de unde a făcut pauza. Florina, ia să văd, care e Florina? A, bine că stai cu spatele în poză. Costi, așa. Nu știu, mai mult mi-a plăcut cursul lui domnul Viorel, dacă lui ăsta. Ai văzut câtă lume a plecat la ăsta? La ce? Cursul lui Gabriel Oprea. Nu mi-a plăcut așa mult față de domnul Viorel. Cum ți s-a părut? Cine? Cursul. Care curs ți-a plăcut mai mult? Sau la fel, al lui domnul Viorel Bulmez care a făcut sau al lui Gabriel Oprea din seara asta? Mi-a plăcut bun. Și mie tot. Că ne și proiecta să putem citi, scria. Ne da și ăsta vorbește încet, ai văzut? Și nici nu vorbea în microfon. Vorbea mai mult cu ăia că se îndreabă, dar vorbește, domnule, că nu s-aude. E sala mare, nu s-aude peste tot. Și nu știu, parcă n-a venit cu exemple. Ai văzut, domnul Bulmes ne-a spus și din experiență, așa, ca să înțelegem mai bine despre ce ne-a vorbit. Ăsta se vede că e mai tânăr și mai... Dar ai văzut câtă lumea a plecat de la cursul lui? Treptat? Da. Tot lumea, domnul Bulmez, asta am stat tot până la sfârșit. Va spune cum un șofer de camion poate să facă șicane și să poată să meargă cu peste 90 la oră încărcat. Față de o mașină mică, da? Ce vrea să-i fure? Camionul? Fie-ți masină. Aici. Și era țigan, da?
apropiem de Băneasa. Am ieșit mai repede decât aseară? Parcă stau mai mult aseară la aviator, nu? Da, am luat-o pe altă parte. A, ai luat-o. Nu stiu ce a țars, dar a țars gura, dar probabil și-ați încărcat dreptul de ce. Asta e pe zona Pipera, în partea cealaltă. Am pus din greșeală. Nu am vrut să pun. Au venit infractorii de la Ploiești.